Lucian, prietenii tăi buni, Lucian și Daniel, își făceau probleme că ești pe locul 1. Elena îți aduce aminte când ți-a spus Luci că nu are cum să-l detroneze pe Cristian? Ce-a tot zis? Repetă mesajele astea, acum eu ce să fac. Deci, Lucian ți-ar fi zis ție că el n-are cum să-l detroneze pe Cristian. Doamne ferește! Așa ai făcut, Lucian? Nu, nici n-am discutat de Cristian. Poate ne-a anunțat și pe noi care e scopul vostru. Cristi și Eli suntem alături de voi, spune Monica. Mulțumim. Elena, ești un cocktail de calități și defecte în doză maximă admisă. Independență, parșivenie, mândrie, răutate, maestră în arta seducției, sinceritate. Toate sunt posibile cu ajutorul inteligenței pe care e vizibil că o deții. Deși ești controversată, indiferența te face mai puternică. Bravo, spune Ruxandra. Mulțumesc. Doamna Mirela, mulțumesc și eu pentru cuvintele frumoase. În ceea ce privește concurenții, momentan îmi plac foarte mult Raluca Flavius, Eli Cristian și sper că pe parcursul sezonului să nu se schimbe și să rămână la fel de pur și modești. Doamna Gheorghița, o femeie din popor, un suflet tânăr. Cătălin, puțin imatur. Dacă învață să spună lucrurile în altă manieră, ar fi mult mai apreciat. Elena cred că are un suflet bun, însă de cele mai multe ori arată o altă față, care nu o prinde bine. Un aer superior față de restul lumii. Vă urez multă baftă și învățați să luați totul cu zâmbetul pe buze, nu fugiți la primele tensiuni. Mulțumim. Dănuț nu e aici, dar o să vă vorbesc eu cu el. Valentina, ești cea mai frumoasă și sexy fată din competiție, te iubim mult, nu te potrivești cu Daniel, mai bine te potrivești cu Cristian sau Marian. Stai departe de Elena, că nu e ceea ce pare. Eu mulțumesc frumos pentru mesaj și nu o să mă îndepărtez de Elena și oamenii o să vadă în timp cum este ea de fapt și legătura dintre noi. Ce rângești așa, Marian? Ți-a plăcut mesajul, a? Nu. A? Nu. Îmi place enorm de Cristiana, o fată cu mult bun simț și bine crescută, chiar dacă are doar 19 ani. Iar cuplul cel mai iubăreț pe bune este Ionela și Teo. În rest, falsitate cât în cape, spune Nina. Mulțumim. Hai, sunt o grămadă de mesaje și așteptăm și altele la 1272. Hai măcar să ne înveselim pentru început, că după aceea cine știe.